Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, bine v-am regăsit din nou de la Cluj, la microfon Cristian Ivaneș. Mă tot gândesc, dar e un subiect pe care vreau să îl abordez și cu dumneavoastră. E o linie aici pe ecran care n-ar fi trebuit să fie. În fine, merge și așa vorba noastră aceea românească. Merge și așa, dar e bine. Ziceam că vreau să vă consult asupra acestei chestiuni. Am în minte subiectul de astăzi. Nu m-am putut abține, dar vreți să continuăm și cred că vreți să facem cam ce am făcut și până acum, adică subiecte politice, sociale, istorice și așa mai departe, și asta va însemna că va trebui să învârtim din nou în ceaunul ăsta mizerabil, care este de fapt această colecție de întâmplări românești de zi cu zi. Și nu o să avem ce face, cu toate că voi avea grijă să nu cad în păcatul majorității pseudo-jurnaliștilor din țara asta, care amestecă acest material pe care nu îl descriu, dar așa îți înțela, și zic că practică această meserie. Și asta fac în fiecare zi și noapte. Nu vom face asta, vom comenta lucruri care cred eu că au sens. Și pornesc de la o știre pe care am citit-o pe vapor. Eram undeva în Marea Norvegiei, în voiaj, se spune, în termeni marinărești, de la capul nord spre Hamburg, în Marea Norvegiei, deci. Și am să leg știrea de o chestie pe care mi-a trimis-o un prieten bun, am să vă spun imediat. Deocamdată comentăm știrea. Zice așa, și citesc imediat din site-ul Club Feroviar, cele două trenuri noi Alstom, cumpărate de România, de la fabrica Alstom din Polonia, și care urmează să fie omologate și certificate și sunt testate, fac rodajul de 10.000 de kilometri fiecare pe liniile noastre din România, au fost, știrea este de la începutul lunii septembrie, din 5 septembrie, au fost atacate cu pietre, acestea prezentând geamuri sparte, nici n-au fost date încă în folosință, dar încă sunt în teste. Atacate cu pietre, geamuri sparte, părți îndoite, vopsea sărită la caroserie. Atacurile au avut loc pe traseul parcurs de cele două trenuri din poligonul de testare de la Făurei la remiza acestora de la Grivița, București. Și zice un om, directorul general Alstom Transport România, nu știu cum se poate rezolva așa ceva, ține de gradul de civilizație al oamenilor, presupun că sunt niște copii teribiliști, nu-mi imaginez că un om matur poate să facă așa ceva. Ba poate, domnule director al Alstom Transport România. Și zice site-ul în continuare, un site care se ocupă de transportul feroviar, vorbește despre această practică despre care vă zic și eu imediat, de a da cu bolovancii pietre în trenuri mergând, chestie tipic românească, nu de azi de ieri, ci din comunism. În ianuarie 2023 a avut loc un incident șocant la câțiva kilometri de Botoșani. O femeie de 54 de ani se afla într-unul din vagoanele trenului București-Botoșani. La un moment dat, după ce a părăsit gara din Leorda, garnitura de tren a fost atacată cu bolovani de undeva din câmp. Unul dintre ei, din bolovani de mari dimensiuni, a nimerit un geam în dreptul pasagerului din un vagon. Piatra a trecut la câțiva centimetri pe lângă capul acestei femei și a aterizat între scaune. Aceasta a fost rănită de cioburi care au zburat din geam și i-au atins fața. Bun. Ok. Nu închid încă telefonul, că am o știre de care cred că mă voi folosi pentru a comenta toată chestia asta și aș fi vrut să nu mai ajung la astfel de mizerii, dar nu se poate să nu ating esența problemei, după opinia mea. Întreagă fie spus, chestia asta am pățit-o eu personal,
pe la mijlocul anilor 80, când mă întorceam cu tatăl meu de la mare și când îmi amintesc foarte bine că Rapidul, așa era atunci, Rapidul București-Cluj a fost atacat cu pietre undeva încă în nu știu, în sud, dar înspre Transilvania oricum, nici nu are importanță. Să ne renunțăm la ideile astea bizare, cum că Sudul e mai nu știu cum decât Transilvania. Știți bine ce oligarhi siniștri sunt în Transilvania, ce politicieni siniștri există în Transilvania. Deci n-ar niciun fel de... Bun, ok, dar revenind. Și am văzut cu ochii mei cum un bolovan, cât pumnul unui adult, a intrat prin geam și s-a izbit ca norocul nu de capul unuia dintre noi, ci de un perete despărțitor al compartimentului. Bun. Chestia asta era prin 85-86, acum suntem în 2024 și România civilizată își atacă trenurile încă nedate în folosință în teste. Trenuri ajunse și alea cu întârziere nepermisă, că suntem vai de capul nostru și la capitolul ăsta de cale ferată. Și acum când cât de cât începe să mai apară o mică licărire de ceva, pac! Trenurile sunt făcute nu neapărat zob și praf, dar sunt atacate cu bolovani. Ce-i asta? De ce? Pentru că polonezii au fost uimiți. Ăia, reprezentanții firmei care au aflat de chestia asta, i-au picat pe spate. Deci, cum e posibil așa? De așa ceva n-am mai auzit în viața noastră. Cred că oamenii civilizați n-au auzit de așa ceva în viața lor. Și aș lega chestia asta de o informație pe care mi-a trimis-o prietenul meu Răzvan Patriche, artist, cel care, prietenul meu din București, care face cu atâta sârguință de atâta vreme coperțile acestor emisiuni și îi mulțumesc încă o dată public, și care mi-a trimis, pe vapor încă fiind eu, chestia asta. Și zice, maestre, uită-te un pic și vezi ce părere ai. Și e o statistică, Eurostat 2022, despre procentajul din populația de peste 16 ani din țările UE, și nu doar UE, care au citit cel puțin o carte în ultimul an. Asta este statistica. Nu știu dacă șarful e bun, acum cred că e bun. Las un pic imagine și vă comentez ce zice. Și aici cred că găsim o bună parte din explicația acestei sălbăticii, dacă vreți, a noastră ca popor. Și, bineînțeles, că la această statistică, deci procentaj din populația de peste 16 ani care a citit cel puțin o carte în ultimul an, România este pe locul 1 de la coadă, adică îl mai rău rezultat posibil, doar 29,4%, chiar că nici atâta nu cred că sunt, dar conform Eurostat, 29,4% din România de peste 16 ani au citit cel puțin o carte anul anterior. Statistica e din 2022 și suntem pe un loc ultim, lowest, cel mai jos sau cel mai de jos, urmați îndeaproape de Turcia cu 30,3, noi avem 29,4 și de Cipru cu 33,1%. Eu eram în largul coastelor Norvegiei atunci și imediat m-am uitat și mi-am spus, da, țara asta are toată admirația mea, Norvegia, evident. Și hai să vedem, oare câți din oamenii ăia își iau din timpul lor, din banii lor, din energia lor, din cheful lor, din dispoziția lor, din ce vrei, din curiozitatea lor, să citească. Și în vreme ce în România noastră doar 29%, ceea ce oricum cred că e o exagerare, au citit cel puțin o carte,
conform Eurostat 2022. În Norvegia, procentajul ăsta este de 71% printre cele mai mari din Europa. Cel mai mare este în Elveția, cu 80%, urmată de Luxemburg, 75,3%, și Danemarca, cu 72%. Alte țări, din nou, Slovacia, unde merg destul de des, are 48%, noi avem 29%, iar slovacii au 48%. Și nu sunt mai bogați decât românii, hai să fim cinstiți, decât poate cu așa foarte marginal. Deci nu e chestie de bani, ajungem și acolo. Cehia cu 64%, Croația 42%, Serbia 35%, peste România. Așa, ce mai avem? Muntenegru 35%, de asemenea, Franța 61%, Spania 54% și Italia, un foarte prost loc, 35,4%. Dar și în cadrul Italiei sunt sigur că există o defalcare pe regiuni nord-sud. În nord se citește cu certitudine mult mai mult decât în sud și media este de 35,4%, cum și în România am certitudinea că în Transilvania și probabil în nordul Moldovei, zona Iași, etc., se citește mult mai mult decât în sudul României, except în București, firește. Bun. Ok. Danemarca, cum vă spuneam, este pe locul 3 cu 72,2%. Țările baltice au niște procentaje impresionante în fruntea țărilor baltice, fiind Estonia cu 70,7%. Bulgarii, mai bine ca românii, cu aproape 10%, 37,8%. Și noi, la coada Europei, nu doar a Uniunii Europene, cu 29%. Bun. Asta e statistica. Și atunci, ce să mai spui? Pentru că o astfel de informație, o astfel de statistică, îți dă tabloul complet și îți explică nu doar faptul că trenuri noi luate cu greu și cu întârziere enormă sunt atacate de amboule, să folosesc o expresie prudentă și foarte neacademică, în câmp undeva între Făurei și Grivița, da? Zona culturală Făurei și altă zonă culturală Grivița. Da? Bun. Deci nu doar un astfel de fenomen e explicat de faptul că românii nu sunt interesați de lectură și de lucruri un pic mai ați înțeles, da? Ci tot restul, tot răul societal din România poate fi explicat în bună măsură, în bună măsură, de faptul că nu ne interesează, de fapt, nimic serios. Pentru că a citi, a te cultiva, a te îmbunătăți, a te mobila pe interior, a-ți pune rotițele alea în mișcare dacă ai în creier așa ceva, asta înseamnă de fapt a citi. Lectura asta face. Și atunci ne rezumăm la a trage aceleași concluzii și amesteca din nou aceleași mizerii specific locale, că de-aia ne-am întors din Norvegia și Islanda și Scoția și Groenlanda și de nu știu unde, ca să ne ocupăm din nou de faptul că sălbaticii ăștia își atacă trenurile noi nedate încă în folosință. Pentru mine este o decădere foarte mare că trebuie să comentez chestiile astea, dar n-am ce să fac pentru că ăsta e locul. Dacă aș fi în Namibia, ar trebui să comentez chestiuni namibiene. Dacă aș fi în nordul Norvegiei, ar trebui să comentez chestiuni nord-norvegiene sau norvegiene în general. Și atunci trebuie să te adaptezi acestei realități și să încerci să o explici, să o defalci pe bucăți și să tai firul în patru văzând niște legături, niște cauze și niște efecte. Iar faptul că noi suntem în proporție atât de mare analfabeți funcțional, nu doar puștii de școală, ci adulții români, adică și ăia care citesc,
dar nimeni nu știe cât înțeleg din ce citesc. Combinațiile astea de procentaje ne duc cu gândul la o explicație. Asta e explicația pentru care România nu e Norvegia și românii nu sunt norvegieni. Ăștia suntem neterminați. Am avut ghinion, într-adevăr, într-o anume măsură, ghinionul care este ghinionul să fie avut influențe istorice așa de proaste, dar asta nu scuză cu absolut nimic faptul că ne-am obișnuit și mustim așa, îmbăltim în mediocritatea noastră și în dreptul capului nu vrem să ieșim din ea, decât cazuri individuale, aici și colo câțiva, celebra împărțire de procente pe care o fac eu, 85-15 sau, cred că mai corect, 90-10, știți despre ce vorbesc, nu reiau, chestie care nu face decât să ne așteptăm la tot felul de, nu le zic nenorociri, dar de din astea. Vin alegeri, o să le comentăm, și prezidențiale și parlamentare. O să comentăm și faptul că USR-ul și-a dat cât a putut cu... Nu cu test, cu sapa peste glezne, împlântându-și o bine de tot până spre os, și-a reușit mega performanța să scadă până la 8%. Asta a reușit marele USR din vina exclusivă a lui. O să ne ocupăm și de chestia asta. S-a mai pierdut o mare speranță, așa cum acum vreo 15 ani a fost o mare speranță URR-ul, dacă îl mai țineți minte. Uniunea pentru Renașterea României, cu un domn Cosmin Alexandru la căpătâi. Era un fel de USR cu idei foarte moderne, foarte nu știu ce, și s-a fâsâit. S-a fâsâit și o să vedem din ce motive s-a fâsâit și ăla, așa cum s-a fâsâit și userismul din nenorocire. O mare problemă chestia asta, pentru că acest popor va alege din nou un guvern ca ăsta de acum. Exact cum vă spuneam eu înainte să plec în aventura vieții mele. Asta vom avea și bună parte din explicație pentru faptul că asta vom avea și nu altceva în politică, este faptul că nu ne interesează de fapt decât semințele, sfârâitul grătarului, mititelului, bere la pet cât mai ieftină, da, și sămânța să fie ca să o scuipăm printre carii. Asta ne interesează în cea mai mare parte. Astea sunt numerele noastre. Noi cu asta venim și asta punem pe masă Europii și lumii. Am văzut statistica, da? Vai de sufletul nostru. Și ajung noi ăștia alți, vorba vine și acum vă întreb ce-i de făcut, ăștia alți care nu suntem așa și care am fi vrut și încă mai vrem altceva, ăștia noi ce facem? E un semn de întrebare la capătul unei mari întrebări, la care eu acum încă n-am răspuns, dar îl coc, să știți. Și cu asta am încălecat pe oșa și vă mulțumesc pentru atenție și pentru faptul că susțineți acest canal prin Patreon, PayPal și Revolut, dar și prin funcția membrii canalului Or Supers. E foarte important pentru a putea merge mai departe. Încerc să reiau ritmul acela de o emisiune în fiecare zi, de luni până vineri, cel puțin, pe care l-aveam înainte de marea aventură. A fost la microfon Cristian Ivane și toate bune și să auzim numai de bine.